Haideți, vă rog, eu dați un cuțit. Zi, dă-mi un cuțit să-ți dea Dumnezeu sănătatea asta. Da, un cuțit să-mi dea Dumnezeu. Mă! Mă, la mă! Haide, ce fiu. Spune așa, dacă, nu vrei să, dacă vrei să nu ți se apese control al delete, dă-mi un cuțit. Ce vorbesc ăștia cu delete? Fii atent, eu zic să faci cum faci, nu știu ce faci. Stai că acum ridică. Că e periculos, e Denis, pericol public. Da, nu mai sunt pericol public de la 90 ani. Eu zic așa. Da. Dar rămâne între noi. Da. Nu mai furat curent. Ai furat curent aici. N-ai făcut ce trebuie, adică, băi... Da, știu. Și cum și știi și mică, băi, pui și tu unul, faci unul. Stop și eu, că spui la freeze. Ba, te uiți, dacă e bun, măcar vezi greșeala. Da. Al doilea nu mai faci greșeala ca la primul, mă. Nu e pe... Ai avut noroc așa că mi s-a părut mie. Am reușit. Ce? Am reușit. Ce reușit? Ce deci am spus și domnule diriginte. O să iau cuțit. Băi, Denis, să ne dea Dumnezeu sănătate. Să ne dea Dumnezeu sănătate. Și la doamna dirigintă, și la mama, așa, și la... Așa, că nu avem voie. Da, cât mai mulți subscriber, da. Puștule și fă-te mare. Dar încet, fă-te mare încet. Este incomparabil cu orice, și la teze, și la orice teste, nu a fost cum e acum. Iubirea mea! Mândria mea, superbul meu! Gata! Mă distrui! Au! Superbul meu! Eu o să vă aduc ceva și voi trebuie să ghiciți, da? Cu mâna... Ne spui ca la spânzălătoare o literă? Nu, mă, ce nu! Ce începe și cu din ce cum, se termină? Cum pipăi tu acolo treaba, îmi zici ce se află înăuntru, da? Cu pipăitoarea. Cu pipăitoarea, da? Aha, hai! Păi am o rugă, să nu mă, să nu mă muște, să nu mă muște de deget. Fii atent! Hai! Haide, mă! Ce treacu ai făcut? Haide, mă! Mamă, știi cu așa ce... Hai, mă, mamă, ce miserie! Fii atent că eu am aici toate alea. Hai, ce ai? Hai să o dăm deoparte. Hai, mă, ce-i acolo? Stai, mă, un pic, că imediat îți... Un ciolăner. Nu știu ce să zic. Ce, nu știu ce să zici, că ăsta e osul. Trebuie să zici am tot. Vrut să... Dar am zis că e ciolan. Ce? Așa. E un așa, picior hai, de ceva. Hai, urmează. Hai, hai. Astea, frate, asta e o inimă. O inimă. Deci. Altă inimă aici. Pat, uite, pat. Nu, ăsta este de la zi, cum zice, pipotă. Așa. Aia zice, pipotă. Încă ceva. Pipote, am zis, inimă, picior și ficat. Ficat, da? Definitiv. Da. Ai greșit. Hai, scoate mâinile. Pipote, da. Inimi, da. Gât. Și bulion, măi. Și bulion, da. Mamă, pe asta cred că ți iau pe picior astea. Nu-i picior, da, e gât. Rămâni eu primul. Hai, lasă-mă pe mine al doilea. Tu? Florin. Florin. Ia să vedem. Hai de capul meu. Hai. Nu putem să... Hai! Stai, vă dracu, că mă sperii. Lasă, dracu, n-ai văzut cum e. Ei, nu, la modul cel mai serios, dacă sunt pe gând gândit... Bă, dar ce se poate întâmpla? Mamă, dar are senzația de calcare. Și chiar, băi, sunt gândaci. Deci nu te aștepți, nu te aștepți. Niciodată. Mi se pare că ești curajos. Deci ăsta e un iaurt spântână, ceva de genul. E un lactat, la cum se termină. Și sunt gândaci înăuntru. Da, trebuie să ne spui de care. Da, trebuie să ne zici de care e gândaș, da. Deci nu am simțit în viața mea chestia asta la mână. Păi da, ai ciugurit tu gândașul ăsta până acum, niciodată. Păi vezi? Zici că-s dinți, jur, deci înțeleg. Cred că acum e rupt dintre. Bă, zici că sunt cereale ceva. Deci e iaurt sau smântână? Cu nuci! Iaurt sau smântână? Nucă, astea-s nuci. Ok, hai că e ok. Da, până acum e bine, da. Iaurt, nucă. Așa. Păi, sunt mai multe? Și mai ai ceva. Mai e un ingredient, da? Da. Păi hai, hotărăște-te. Când avem toată ziua. Iaurt, nucă, un ketchup? Nu. Nu e. Ok, iaurt, nucă, am ghicit iaurt, nucă și atât. Gata? Gata. Gata. Te-ai predat? Da. Iaurt, nucă și susan. Stai. A, car-at. Susan. Ia, stai. Tot ai ghicit două. Era imposibil, ești nebun. De acolo. Da, dacă scot eu asta... Aia nu se simte. Oh,
Nașpa? Ce e asta? Păi e ceva foarte cremos. Pare griș mălai. Ce dracu mi-a spus quinoa aici? Zi-mă. Dai mă să-mi văd, că nu-mi dau seama. Păi e ceva... E un... ceva pus deasupra, dar nu știu ce dracu ăsta, nu se spartă niciun fel. N-o să-l ghicească, n-am. Niciodată. Na, n-ai cum să-l ghicești pe asta. N-ai cum să-l ghicești. Doamne ferește ce Mehle mi-a spus aici. Clar sunt trei chestii, dar sunt... No, n-am nicio șansă, mă jur, adică... Răspuns final? Vrei să zic eu? Nu, nu. Vrei să zic eu? Hai că zic eu. Asta e pâine. Uic de capre, ești nebun la capre. Firmituri de pâine. Foc de creveți. Cu ce ăsta așa de se lipește așa, mă? Cu ketchup. Câte sunt? Sunt două. Două, doar. Ăsta ai pus 4003. Lui două. Acum văd eu, de fapt, cum... Păi stai, dar tu ai nimerit două. Asta nu o găsești. Păi și asta nu nimerești niciodată în viața lui. Ketchup sau maioneză. Hai, răspuns final. Deci, 10. Maioneză. 9. Maioneză și miez de pâine. Cereale cu lapte. Cereale cu lapte. Păi ce lapte, mă? Unde dracu-i laptele la voi? Pe l-au muiat, mă. Hai. Unde dracu-i laptele scoate la voi? Așa, așa sunt cerealele cu lapte? Da. Cu asta lipești dracu ăla, cum se cheamă, scrisorile? Cum v-a zis Nicolae? Să dați maxim. Da. Bă, indiferent ce spun ăia, tu spui că e bună, bă, că știi tu. Da. Am gustat-o. Alunele se servesc oricum... lângă preparat, are și, și interior în. Și se servește și lângă, da. Și în. Sau, și. Alea sunt un pic prăjite. Și în. Păi sunt, cele din, sunt prăjite și și cele din exterior. Parcă și ceapa tăiată un pic cam prea mare, crevetele ați ales. Asta e, nu mai zic. Ce să vă mai asta zic? E mărimea de crevete care îmi place de obicei, că are și opulență, textură normal. Și... și de poate de la maramureș, la sighet, nu? Icrele, de știu că nu vă plac, că nu sunt bune, mai bune sale negre. Icrele, da, icrele nu, cum se numesc? Alea, alea de arici de mare. Arici de mare. Arici de mare, aia. Haide, mă, să arătăm, că n-are rost să mai stăm. Adică de exemplu, o mâncare de fapt. O mâncare foarte fiilor, vă mulțumesc foarte, 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 foarte mult. Corect, corect. Doamne ajută. Cinstită. Cinstită. Păi eu am zis că fac clasicul pad thai și am zis că... Cum a zis Băru, dă maxim. Am zis și noi acum, dacă tot ați venit până aici, să vă dăm și noi maxim. Maxim, ne-a sunat Nicolae, am zis. Da, 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 corect, da, corect. Mulțumesc. Bine? Mulțumesc. Eu n-am numărul lui de telefon. Pe tine te-a sunat. Băi, eu n-am numărul lui. Ți-a trimis mail atunci. Sunt chiar foarte fericit, chiar dacă poate eu nu arăt, dar în interiorul meu sunt super încântat. Cupile, cupile. Câte? Pile, cupile. Trei. Trei cuțite. Băi, așa le-am și transmis, mi-a auzit mesajul. Aveți pilă. Pregătiți trei cuțite. Aici pila. Aveți pilă. Păi la noi așa funcționează, cu pilă. Da. Pilă, da, de, e, pilă de metal, pilă de lemn. Vezi, Nicolae, trebuie să dai o sticlă de rom. Și tu trebuie să faci prieten. Ce? Pedeapsa nu o dăm noi între noi, dar acum e rândul tu să participi. De ce? Așa facem, ori sunteți băieți, ori nu mai suntem. Hai. Dar să vezi, bă, și tu. Păi, ori suntem vagabonzi, ori mai suntem vagabonzi. Nu, de ce? Dar eu sunt ultimul din gură. Bă, dar nu cât voi vă uită la... Hai, desfă-o acolo. Prietene. Stai să bag un băs de ăsta înainte. Mă, terminat. Mă, lasă-mă, bă, să văd dacă, dacă mușcă. Ha, mă, lasă-mă, cu... bagă mâna elaltă. Ha, mă, că nu mușcă, stai liniștit. Băi, ești nebun la cap. Curaj. 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 N-are, bă, nimic. Băi, ceva rău? Hai, mă, nu bagă mâna. Băi, e viu? Nu, bă, că ce a fost viu? Bă, ce-ai făcut? Tu-ai... Ah, bă, dar nu fă de astea, mă, bossule. Bossule, bă... Haide, bă... L-ai băgat acolo. Hai, da, stai, bă! Bă, stai, bă! Stai, stai, bă! Stai, bă, că n-am făcut nimic, ce este bun. Hai, bossule, haide. Hai, bossule, hai. Hai. Hai, o dată, hai. Băi, bagă mâna. Hai, o dată, băi, că trece timpul. Și omoară, omoară-l. Hai, o dată. Hai, ce faci, da, da, bă? Hai, cu niște angii. Băi. Hai, bă! Bagă-l. Stai, bă, bă. Băi, băi, și omoară-l. Acolo, tătare. Nu faci așa, nu te uita. Dai, băi, ai trecut deja o dată. Hai. Ce e asta, mă? Hai, mă, caut acolo. Dalea de aripioară? Dalea de curcan. E ceva foarte scârbos. Deci ai trei chestii. Iaurt. Ai trei chestii. Ăsta e ăsta e. Nu mai luam suc. Mai luam suc, dar că l-ai văzut. L-ai văzut. Hai, ai trei chestii. Ăsta e iaurt, e o copană. Așa, și mai e încă o chestie. Deci nu e o copanele, e o copană. Ah. Astea sunt paste. Nu, aia mai nu se pune. Aia nu se pune. Ce-i spune ce? Hai, mă, gata, hai, 5, 4, 3,
2, 1, stai! Gata, ce să mai stai? La revedere, hai! Ce să? Stai! Bă, că n-a venit, era dulceață cu iaurci, cu niște... Frăică geamantan. Copani, mă! Deci, bă, n-ai ghici nimic. Ești tu, băi! N-ai ghici nimic că iaurtul l-ai văzut? Bă, copani! Da, toți cu degetele pe sus. Bulă nebunită și el să-i arate domnișoare profesoare, care era o superbitate, că el a învățat, nu știu ce. Bine, bulă, zici și tu. I was home alone. The phone was ringing. Green, 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 green. I pick up the phone and I say, hello. Auzi? Uite, continuarea la bancul tău e ăsta. Oh my God, nu citesc nimic, că sunt orb. Nu cred, nu pas până aici? Scrie așa. Pe tine, mama ta, nu te-a făcut bucătar. Asta e bine. Eu am aici, cred că în italiană. Tua madre nu ti-a fatto cuoco. Ce înseamnă? Înseamnă întorci de acasă și nu mai veni. Ești foarte drăguț, omule. Deci, foarte, tu de când gătești? De cât timp gătești? Bine, eu gătesc pentru mine, a supraviețui un pic. Okay. Îmi place să gătesc. Adică trăiești în fiecare sărbătoare. Da, bine, am forțat cum place, dar chiar îmi place. Apoi, dacă rezultatul e de cât, e altceva. Pastele sunt neapărat abundante, dar măcar acolo, sos, trase, chestii, cremoase, frumos, fierte. Da. Cât de cât. Mai ales, apreciez că ai făcut pasta în casă, dar în farfuria asta a ta, da, se întâmplă un lucru, și anume, nu că e prea puțin. Problema e că lipsește legătura. Lipsesc multe lucruri. Uh-huh. Plating-ul ăsta pe care tu ai încercat să-l faci așa, despărțite ravioli, despărțiți unii de alții, fără sos, fără saltare în padella, nu prinde. Da. Spuneți, accept orice critică. Adică le-ar fi trebuit sos, ar fi trebuit fierte în sos. Așa sunt doar niște trei chestii uscate, puse pe farfurie. Am supărat cumva? Nu am supărat pe mine, pe tine, spărat, pe farfurie, pe farfurie. Mai târziu. E ok, nu-ți face griji. Oh my God. Hai, amărăți-mă. Vă rog. Super, asta e record mondială. De mine. Baftă, omule, mulțumesc, succes. Hai să ne batem pumnii pe aici, că ești super pumnii. Simpatic. Succes în tot ceea ce faci. Spor. Valderrama. Spor. Puiol, Carlos Puiol. Carlos Puiol, da. Succes. Grație. Îmi pare rău că nu am luat niciun cuțit, nu pot să spun nu, dar în realitate o să am posibilitate să revedem din nou toată emisiune. Doamnă! Voilà! Mulțumesc frumos! Felicitări! Felicitări. Mulțumesc! Poate venim și noi la un festival la un moment dat, nu? Nu să cântăm, clar, dar putem să vă ajutăm. Să ne urmăriți, să, cum facem. Câte da. Zile ține festivalul? Două zile. Deci da, auziți, ține trei, da. Că știți cum, când ești prieten, zic, vin cu o zi mai devreme, că-i fain pe acolo și așa. Vă mulțumim! Mulțumim! Numai bine, la revedere! La revedere! Să rămână, ce ați făcut? Cât ați ce luat? Vreți, trec, sar în sus? Cât îmi trebuie mie? Câte? Unu. Că am zis că întreb acasă, stai. Șefii nu v-au dat? Dar am cerut. Am zis o poză cu sara asta. Lătesc cu ușa asta, poza zi-am dacă ne-o dea și un cuțit. Hai, domnule, că am luat două, ce? Păi de unde știm noi? Cum? De unde să știm noi? Că noi nu știm aici. Păi uite, de la mine, cum vineam fără două. Păi da. Sunt bucuroasă că o să transmit bucurie familiei, colegilor, prietenilor. Ne vedem în bootcamp. Ești prea victimă și nu e... Nu e, bă, da. Să gătești așa cu stilul ăsta, sincer, na, e mai bine. Bă, sper din suflet. Cu stilul smuls. Și aș da o cadou. Deci, stai puțin, n-am înțeles. Ce sper tu exact? Să nu o câștig. Să nu o câștigi da, pe merit? Da, să nu o câștig. Nu, să nu o câștig deloc. Nici pe merit, nici pe recunoaștere, pe nimic este supărat. Nici pe recunoaștere. Nici pe merit, nici pe recunoaștere, nici pe nimic. Pe bune. Spune-le cum ai gândit lucrurile. Cum ți s-au părut farfurile? Este grea decizia. Farfurile chiar corecte toate trei. M-aș înclina către farfuria... O să mă sucesc exact ca și atunci când am venit în emisiune. Vreau să... Păi... Nu te suci, bă, nu te mai suci. De la prima las-o așa. Bă, vreau să schimbe decizia. Păi stai puțin cum să schimb decizia.
Și-a pus așa, că ce dreapă, nu s-a sucit nimeni aici, ești nebun la cap. Cum să te sucit? Cred că s-a sucit filmea, că o simt că mi-e prea multă emoție. Silvi, dacă ai tu un feeling, eu te ascult, să mergi pe el. Dar nu te-ai răzgândit. Nimeni nu s-a răzgândit, nu vreau să se răzgândească. De-aia regulamentul e important. Se decide câștigătorul la masa respectivă, nu se răzgândește nimeni. De ce să-i permitem? Nu te răzgândi, prietene, nu te răzgândi. Am hotărât, clar, luasem decizia. Decizia mea este, eliminăm că vreau neapărat să-i dau lui șef Florin amuleta. Important am înțeles, e să dăm ești corect. Ceea ce mi-a plăcut mie la Forfi. Gamba de miel. Ok. Amuleta merge către ciolanul de miel. Ce-mi place la farfuria 3, cea cu gamba de miel, este că mă nimerești și cu piureu, cu trufe, mă nimerești și cu mănânc din miel doar gamba. Și gamba a câștigat. Perfect, mă! Asta m-a anunțat pe mine. Bravo! Acum nu știu ce voia să mai zic. Ce la ce care aș fi fost cealaltă? Care ai fost? M-aș fi dus la prima, la albul, dar m-am hotărât pe... Da, mă, las-o gamba, e perfect. Gamba. Mersi mult, dă-mi amuleta. Da? Da, da. În sfârșit. Hai, mă! Băi! Normal! Aia era farfuria câștigătoare astăzi, mă. Tare. Aia. Gamba? Da. Băi, mi-a luat o piatră de pe inimă, jur. Deci așa tare m-am bucurat că n-am câștigat-o. Am păcat și capra și varza. Am vrut mult prea multe să demonstrez. Și când vrei mult prea mult să demonstrezi, atunci te împiedici. E rușine maxim. Nu ai de ce să-ți fii rușine. Băi, am dat-o și eu de gardă, Doamne ferește. A dat-o și Florin, a făcut o saramură de nu tămurei lângă ea. Băi, nu e așa. Din cauza doniței mult prea mari, am gafat-o. Când o gafezi, plătești. Se întâmplă. Se întâmplă. N-ai de ce. Mai ales că e pentru băiatul meu care așa, asta am e. Am băiatul tău te iubește oricum, stai liniște. Mă iubește oricum, dar eram super mândru că ajung aici. Mă duc acasă, m-am făcut de rușine și asta e. Fii atent cum faci. Da. Fii atent cum faci. Vă zic de pe acum, ceea ce promit e datorie curată la mine. Nu dezamăgeți nimic. Deci, mi-o asum. Deci cuțitul ăsta mi-l asum, adică sunt cu ochii pe tine. Corect. De acum, relaxat, gătește ce știi tu mai bine și cum știi tu mai bine. Ăia o să-mi sară în cap. Știu. Nu mă dezamăgi, te rog. Nu te voi dezamăgi, da? Până în finală. Așa și finală. Vreau să aia o vreau. Promit că o să câștig cu concursul ăsta, că nu am cum. Asta, da. Și îl câștig garantat 100%. Bine. Eram sigur că plec fără cuțit, fără să plec mai departe. Și din cauza că șef Bonte a crezut în mine, el mi l-a dat. Fugi. Ok. Fugi, ține-l bine. Și merg cu promisiunea că o să câștig concursul ăsta. Că asta i-am și promis lui șef Bonte. O să câștig concursul ăsta. Un băiat care a lucrat 12 ani de zile în bucătărie cu stele Michelin și nu știe să curețe un pește, își mescuiți, bă, nu, îți mai dau încă 12 ani și tu nu știi. S-ar putea să ai o surpriză. Oamenii în fața camerei se pierd. Bă, dacă vrei... Mai greșim și noi, ai greșit tu, am greșit și eu, am greșit nu, și greșit de tot. Un cuțit. I-am dat deja un cuțit, frățește. Perfect. Deci, socrul ei s-a băgat lângă ea în pat, dezbrăcat, s-o abuzeze. Și ea după aia a luat copilul și a plecat, s-a despărțit de soțul ei. S-a și despărțit și a plecat afară să vină la părinții mei. Și-a făcut vreo plângere la poliție, la ceva? Da, și avea cine am și în blajul. Ce om de Dumnezeu! Mi-am așocat. Da. Cum o depăși momentul? Ea e o tipă destul de optimistă, tot timpul. Deci, eu și trece mai ușor peste lucruri și iartă destul de ușor. Deci, acum totuși pot să povestesc, dar câțiva ani nu am putut nici să povestesc asta. Deci, pur și simplu, nu am putut și să povestesc. Și după aceea v-ați refăcut viața? Deci, m-am căsătorit în primul rând. M-am recăsătorit. În primul rând, nu avea tată. N-avea deci, tată. Ați avut grijă de asta să căutați pe cineva fără tată. Mi s-au părut oameni foarte ok pentru ce vroiam eu, dar m-am înșelat. Nu cred. La ce vârstă? Da, deci acum, în urmă cu un an, m-am despărțit, am 20 și altă poveste. La fel de tristă? Mai tristă. Da. Păi ce s-a întâmplat? La 26 de ani,
L-am cunoscut pe al doilea soț, care am crezut că are calitățile care le uram la un bărbat. Deci nu avea tată, în primul rând asta. Deci nu consuma alcool, nu... Am crezut că este omul care îl căutam eu. Cu câteva zile înainte de nuntă, o băut prima dată în viață și m-a lovit. Deci am fost vânătă, mireasă. Mi-a fost teamă să le zic părinților mei, pentru că toată lumea știa că mă căsătoresc și cum să-i fac din nou de minune. După fiind invitați la nuntă toată lumea, am mințit. Am spus că m-a lovit taurul, că și acum râd copiii, surorile mele de lucrul ăsta, știți? Și că m-a lovit taurul înainte de nuntă. Și de acolo au continuat 20 de ani. Nu pot să cred. Da, v-a lăsat urme, v-a lăsat. Da, da. Și nici acum nu au depus plângere? Da, așa am fost mireasă, da. Mă lovea, au fost zile încă nopți în care am dormit la vecini, am dormit pe stradă, am fost, mi-amintesc că trebuia să merg la un eveniment și de sculță am plecat. Deci tot asta scandal și am plecat de sculță, pur și simplu, că știam că trebuie să mi onorez contractul, știam că și am plecat de sculță. Trist. Familia mea este o familie frumoasă. Frații mei sunt oameni. Cu toate că ei tot timpul mi-a pleacă, du-te, ai grijă de tine, m-a încurajat, dar eu nu am luat decizia să plec mai repede. O depus plângere acum vreo 5 ani, când a fost o agresiune foarte mare și așa. Atunci, da. Și nu s-a întâmplat nimic? A fost închis. Aha. Mi-au cumnat, pentru că acum sora mea a plecat în divorț, era prea mult. Și nu puteam să particip, deci dacă eram cu el nici la emisiune, nu aș fi putut să particip. De ce? Nu mi-ar fi dat voie, nu mi-ar fi, era foarte posesiv, foarte, foarte posesiv. Să nu-ți dea voie, trebuie într-o țară liberă, ești un om liber, da. Să nu-ți dea voie. Stai un pic, asta e acum de curând, e recentă? Da, acum un an m-am separat de... Și cât ați trăit? 20? 23 de ani. 20? 22. 22 și... Copii? Și din căsătoria? Da, am doi băieți. Wow! Doamnă, după toate câte vi s-au întâmplat, așa, crunte, că sunt ciudate rău, cum ați avut forța să vă reveniți, să mergeți mai departe? Deci am o putere interioară foarte, foarte mare. Sunt foarte puternică. Nu mă las marcată de trecut foarte mult. Tot timpul zâmbesc și trebuie să fiu tare, mai ales pentru copii. Dacă cedam și eu psihic sau nu încurajam, nu erau copii, unde sunt acum? Și a trebuit să fiu tare pentru copii. Felicitări, doamnă, pentru puterea pe care o aveți și de care dați dovadă. Și acum haideți să vorbim despre ce ați gătit. Ce deci avem puțin. Aici? Aici am vrut un tiramisu. Tiramisu? Da, tiramisu cu blat de matcha. Sunteți patiser, cofetar, da. Meserie. Da. Există tiramisu cu blat de matcha? Da. Serios. Da. Stați un pic, haideți să stabilim altceva. Este cremă tiramisu din mascarpone? Da, și cu obezia italiană. Are ceva merenghe pe aici. Da. Are un pic de merenghe. Acrișoară, foarte acrișoară. Vreau să vă... Să vă demontez un mit, adică... Da, vă rog. De mama mascarpone, da. Care e baza de la tiramisu, este zabaione cu mascarpone și rom. Da. Eu... Adică nu prea e tiramisu, ce ziceți dumneavoastră aici. Adică orice mascarpone folosit cu altceva nu prea are cum să fie tiramisu. Da, știu. Adică dacă faci tiramisu, fă tiramisu. Dacă vrei să faci ceva cu matcha, fă ceva cu matcha. Și lasă tiramisu așa cum îl cum știi, doar că de-aia e... Am riscat, am de atâta riscat. Timp tiramisu săracul și dă-i, nu-i de atâta timp, n-a dispărut. Noi am perceput treaba asta, un adică... cheesecake bavaroaz, nici de cum tiramisu. Nici el a... Am riscat, în general îmi place riscul să merg pe cofetărie, pe și am riscat foarte mult și da, am foarte mare emoții. Eu chiar am amestecat crema asta cu zmeura și... A ieșit un perle rubi. Adică, ok, mers să risc. Dar nu cred că este momentul ăsta da, oportun nu era, de a risca. Nu era momentul. Adică, da. Cred că ideea este să vii, să iei cuțitul, să da. Mergi mai departe. Da, acum regret, pentru că este, nu este chiar ce am vrut eu. De ce regret că nu am venit gustat cu... Dar să știți că nu are nicio legătură cu tiramisu. Nici nu s-a seamănă. Deznodământul. Hai să facem pronosticuri.
Dacă ar fi ieșit cum ar fi trebuit, eram sigură că o să treacă, dar așa am dubii. Gen, cam cât e? Eu zic că o să ia măcar un după gust. Mulțumesc mult pentru critici, sunt constructive. Mamă, dar ce poveste de viață are. Da. Nu suficient de pregătită, probabil. Extraordinar de gustoasă prăjitură. Foarte gustos. Da. Mulțumesc. Deci, nu știu ce tiramisu v-a trecut în cap. Bine că n-ați făcut tiramisu. N-am idee despre ce tiramisu vă înviți. Nici nu vreau să mă gândesc. Iar uleiul de susan, Doamne ferește, senzațional. Vai, mulțumesc de suflet. Ați pus ulei de susan? Da. Senzațional. Dați-o, m-am chinuit un pic, era cam... Deci nebunia asta de prăjitură e wow. Dar nu e tiramisu, dar e wow. N-are nicio treabă, nici nu s-aseamănă cu tiramisu. Doamne ferește, n-are. Asta este pentru deci, dumneavoastră. O idee mai legată, mai închegată. Pă bună și așa, mă, la... Bă, da! Poate în pahar, nu e estetică. În pahar, da, da. Nu este prăjitură de pahar. Mișto așa. Foarte fericită, deci nu pot să descriu în cuvinte. Nu știu, când am născut, cred că când am născut, am mai simțit fericirea și starea asta de beatitudine. Deci nu vine să cred. Trei. Deci eu cred că ați greșit denumirea. Da, doar denumirea, nu? În rest era bun. Foarte mulțumit. Deci o scot prăjitură extraordinară, dar denumirea, n-am pus denumirea. Să aveți mai multă încredere în dumneavoastră. Da, asta trebuie să nu... Neapărat. Este pentru mine o realizare, o bucurie, o satisfacție și pentru copiii mei.